Astăzi, zgomotul asurzitor al alarmelor de protecție civilă a invadat întreg orașul. A fost doar un exercițiu menit să familiarizeze populația cu acest gen de avertizări. În realitate însă, sunetul care dă multora fiori indică un pericol uriaș ce planează asupra populației. Fie este vorba despre un bombardament, un atac cu arme chimice sau biologice, sau pur și simplu o calamitate care poate mătura totul în calea sa. În acele momente critice, alarmele împânzite în tot orașul cer populației să se retragă din fața pericolului. Unde ar trebui însă să se ascundă? Aceasta este întrebarea pe care și-ar pune orice botoșenean. Ei bine, angajații de la Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgență ne-au deschis porțile unei lumi puțin cunoscute în subteranele Botoșaniului. O lume care poate face diferența între viață și moarte în cazul unui pericol real. Este vorba despre buncărele secrete ale orașului, făcute să reziste oricărui fel de atac. Cel mai important este centrul de comandă, un loc ridicat pe vremea lui Ceaușescu și în care se iau cele mai importante decizii în cazul unui cataclism. Este un adăpost proiectat în jurul anului 1978, unul din cele mai mari adăposturi din Moldova. Este un adăpost, spunem, antiaerian, în care se desfășoară atât pregătirea teoretică a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, cât și pregătirea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din municipiul Botoșani. În interiorul acestuia s-a refugiat inclusiv administrația orașului. Aici se află dormitoare, camere de comandă și dotări pentru a asigura supraviețuirea. Pentru atacuri chimice și biologice sau pentru accidente cu substanțe letale, atunci când aerul devine irespirabil, buncărul este dotat cu propria instalație de produs oxigen. Acestea sunt filtre de filtrare care se montează în momentul când e accidentul chimic. Pornește motorul care duce aerul în toate încăperile, se vede săgețele care duce aerul și scoate aerul. Și începe să pornească. Totodată, chiar și în cazul în care întreaga rețea de comunicații este distrusă, din centrul de comandă se poate lua legătura și cu exteriorul, dar și cu alte buncăre prin intermediul unor telefoane cu acționare manuală. Totodată, adăpostul este dotat și cu o centrală modernă de telefonie. Raportați ce se întâmplă la exterior. La exterior totul e regulă, ai șopăr la recepție. Recepție. Legătură manuală. Știți că în caz de dezastru cad comunicațiile. Ea ne ajută, la fel și telefoanele acestea, cu baterie. Că le putem sta oriunde. Bine, avem și centrală modernă. Chiar și în cazuri extreme, există soluții din acest buncăr. În momentul în care blocurile s-ar prăvăli și ar distruge inclusiv adăpostul, există o cale de urgență, care ar scoate populația la câteva sute de metri în siguranță. Tunelul asigură ieșirea în siguranță celor care sunt în punctul de comandă al municipiului Botoșani. În caz că blocurile s-ar dărâma, acest tunel îți asigură ieșirea. Merge undeva în jur de 200 de metri în afară. Pe lângă centrul de comandă, puțin știu că Botoșanul este împânzit de adăposturi. Mai există un buncăr de comandă asemănător sub clădirea Teatrului Mihai Eminescu, dar și în alte peste 50 de locații. Toate aceste adăposturi sunt însă foarte vechi, moștenire a regimului comunist. Reprezentanții Serviciului de Voluntari se străduiesc să le mențină funcționale, deși în timp apar numeroase probleme. Majoritatea sunt funcționale, dar știți dumneavoastră, blocurile și în special anii de după Revoluție, fiecare au făcut cam ce au vrut. Noi avem un inventar exact, avem câte un șef de adăpostire pentru fiecare adăpost. Sunt funcționale, să spunem. Unele sunt dotate modern, altele mai puțin, unele avem probleme datorită inundațiilor și altor condiții. În buncărul principal se adună de două ori pe an Comitetul pentru Situații de Urgență. În aceste buncăre din subsolul Botoșaniului trebuie să se adăpostească botoșenenii atunci când apare un pericol real, anunțat de alarmele pentru situații de urgență.